Mai 3 de Mircea Eliade. Capitolul 1 Am șovăit atâta în fața acestui caiet, pentru că n-am izbutit să aflu încă ziua precisă când am întâlnit-o pe Mai 3. În însemnările mele din acel an, n-am găsit nimic. Numele ei apare acolo mult mai târziu, după ce am ieșit din sanatoriu și a trebuit să mă mut în casa inginerului Narendra Sen, în cartierul Boanipor. Dar aceasta s-a întâmplat în 1929, iar eu întâlnisem pe mai trei cu cel puțin 10 luni mai înainte. Și dacă sufăr oarecum începând această povestire, e tocmai pentru că nu știu cum să evoc figura ei de atunci și nu pot retrăi vea, mirarea mea, nesiguranța și turburarea celor din tâi întâlniri. Îmi amintesc foarte vag că, văzând-o odată în mașină, așteptând în fața lui Oxford Book Stationery, în timp ce eu și tatăl ei, inginerul, alegeam cărți pentru vacanțele de Crăciun, am avut o ciudată tresărire urmată de un foarte surprinzător dispreț. Mi se părea urâtă, cu ochii ei prea mari și prea negri, cu buzele cărnoase și răsfrânte cu sânii puternici, de fecioară bengaleză crescută prea plin, ca un fruct trecut în copt. Când i-am fost prezentat, și-a adus palmele la frunte să mă salute. I-am văzut odată brațul întreg gol și m-a lovit culoarea pielii. Mată, brună, de un brun nemai întâlnit până atunci s-ar fi spus de lut și de ceară. Pe atunci locuiam încă în Wall Street, la Ripon Mansion și vecinul meu de cameră era Harold Carr, împieiat la Army and Navy Stores, a cărui tovorășie o cultivam pentru că avea o sumă de familii prietene în Calcuta, unde îmi petreceam și usterile și cu ale căror fete ieșeam săptămâna la dancing Acestui Harold încercai să-l descriu mai mult pentru lămurirea mea decât a lui, brațul gol al mai treiei și straniul acel galben întunecat atât de turburător, atât de puțin feminin, de parcă ar fi fost mai mult al unei zeițe sau al unei cadre decât ale unei indiene. Harold se bărbierea în oglinda cu picior de pe măsuța lui. Văd și acum aceste scene, ceștile cu ceai, pijamaua lui mov mânjită cu cremă de ghete, a bătut sângeros pe boi pentru întâmplarea aceasta, deși o chiar el, când se întorsese într-o noapte beat de la balul IMCA. Niște golan de nichel pe patul desfăcut și eu încercând zadarnic să-mi desfund pipa cu un sul de hârtie, pe care îl răsuceam până ce se subția ca un chibrit. Nu zău, Alan, cum de-ți mai poate plăcea ție o bengaleză?" Sunt dezgustătoare, m-am născut aici, în India, și le cunosc mai bine decât tine. Sunt murdare, crede-mă, și apoi nu e nimic de făcut, nici dragoste. Fata aceea n-are să-ți întindă niciodată mâna. Ascultam toate acestea cu o nespusă desfătare, deși Harold nu înțelesese nimic din cele ce-i spusese eu și credea că... Dacă vorbesc de brațul unei fete, mă și gândesc la dragoste. Dar e ciudat cât de mult îmi place să aud vorbindu-se de rău de cei pe care îi iubesc sau de care mă simt aproape sau care îmi sunt prieteni când iubesc cu adevărat pe cineva, îmi place să ascult lumea bârfindul. Asta îmi verifică oarecum anumite procese obscure ale conștiinței mele pe care nu le pricep și de care nu-mi place să-mi aduc aminte. S-ar spune că, paralel cu pasiunea sau interesul meu sincer față de cineva, crește și o pasiune vrășmașă care cere suprimarea, alterarea, detronarea celei din tâi. Nu știu. Dar, surprinzându-mă plăcut impresionat de critica idioată pe care Harold, prost și fanatic ca orice urasian, o făcea femeilor bengaleze, mi-am dat în îndată seama că ceva mai adânc leagă în camintirea mai trei de gândurile sau dorurile mele. Lucrul acesta m-a amuzat și m-a turburat totodată. Am trecut în odaia mea, încercând automat să-mi desfund pipa. Nu știu ce am mai făcut după aceea, pentru că întâmplarea nu se află notată în jurnalul meu de atunci și nu mi-am adus aminte de ea decât cu prilejul coroniței de asomia, care poveste am să o scriu mai departe în acest caiet. Mă aflam atunci la începutul carierei mele în India. Venisem cu o sumă de superstiții, era membru în Rotary Club. Foarte mândru de cetățenia și descendența mea continentală, citeam mult despre fizica matematică, deși în adolescență visasem să mă fac misionar și scriam aproape zilnic în jurnal. După ce am predat reprezentanța locală a uznelor Noele Noel și mă angajat pentru desen tehnic la noua societate de canalizare a Deltei, am cunoscut mai îndaproape pe Narendra Sen, care de pe atunci încă era foarte cunoscut și respectat în Calcuta, fiind cel din tâi inginer la din Edinburgh. Și viața mea a început să se schimbe. Câștigam mai puțin ca acum, dar îmi plăcea munca nu eram nevoit să mă coc în biroule din Clive Street, să semnez și să descifrez hârtii și să mă îmbăt în fiecare seară de vară ca să mă feresc de neurastenia. Eram plecat la fiecare două-trei săptămâni, aveam inițiativa lucrărilor din Tarluc și creștea inima în mine când vedeam construcția înălțindu-se de câte ori trebuia să vin de la centru și să lucrez pe teren. Lunile acelea au fost într-adevăr fericite pentru mine, căci plecam în zori cu expresul Horach Madras și ajungeam înainte de prânz pe șantier. Mi-au plăcut întotdeauna călătoriile în colonii. În India, cele în clasa întâi sunt chiar o adevărată vacanță. Gara o simțam prietenă de câte ori coboram din taxi și alergam vioi pe peron, cu casca maron trasă bine pe ochi, cu servitorul după mine, cu cinci reviste ilustrate sub soară și două cutii de tutun capstan în mâini căci fumam mult în tamloc și de câte ori treceam prin fața tutungeriei din Honrar. Mi se părea că nu cumpărasem destul capstan, iar amintirea unei nopți you, fără tutun de pipă, silisă să mahorcă că lucrătorilor mă înfiora. Nu intram niciodată în vorbă cu vecinii mei de compartiment, nu-mi plăceau acei harasahib cu studii mediocre la Oxford, nici tinerii cu romane polițiste în buzunări, nici indienii bogați, care învățaseră să călătorească la clasa întâi, dar încă nu învățaseră cum să-și poarte vestonul și cum să se scobească în dinți. Priveam pe ferastră dropiile bengalului, niciodată cântate, niciodată plânse, și rămâneam apoi mut față de mine, fără să-mi spun nimic, fără să-mi cer nimic. Pe șantier eram singurul stăpân, pentru că eram singurul alb. Cei câțiva eurasieni care supravegheau lucrările aproape de pod nu se bucurau de același privilegiu. Veneau la luciu, în clasa a treia îmbrăcați în obișnuitele costume kaki, pantaloni scurți și bluze cu buzunarele largi la piept și înconjurau lucrătorii într-un hindustahi fără greși. Perfecțiunea aceasta în limba și bogăția vocabularului de insulte îi scăboram în ochii lucrătorilor. Eu, din potrivă, vorbeam prost și fără accent. Și asta le impunea că dovedea originea mea străină, superioritatea mea. De altfel, îmi plăcea mult să stau cu ei de vorbă serile, înainte de a mă retrage în cort ca să scriu și să fumez ultima pipă pe gânduri iubeam bucata aceea de pământ aproape de mare, câmpia această plină de șerpi și dezolată în care palmierii erau rari și tufele parfumate. Iubeam diminețile înainte de răsăritul zorilor, când tăcerea mă făcea să chiui de bucurie o singurătate aproape umană pe acest câmp atât de verde și atât de părăsit, așteptându-și călătorul sub cel mai frumos cer care mi-a fost dat să-l văd vreodată. Mi se păreau zilele de șantier adevărate vacanțe. Lucram cu poftă, porunceam în dreapta și în stânga plin de voie bună și, dacă aș fi avut un singur tovară și inteligent pe acolo, sunt sigur că i-aș fi spus lucruri minunate. S-a întâmplat să întâlnesc pe Lucien Metz, chiar într-una din zilele când mă întorceam ars de soare și cu o poftă nebună de mâncare, de la Tamluc, l-am întâlnit pe peron, în timp ce așteptam ca servitorul să îngăsească un taxi. Venise tocmai expresul de Bombay și era o afluență neobișnuită. Pe îl cunoscusem cu doi ani mai înainte, la Aden, când eu mă coborusem acolo pentru câteva ceasuri în drum spre India, iar el aștepta un vapor italian ca să-l aducă înapoi în Egipt. Mi-a plăcut de la început acest gazetar incult și impertinent, cu mult talent și multă perspicacitate, care scria un reportaj economic frunzărind pe bordul unui vapor listele de prețuri și comparându-le cu cele din port și era în stare să-ți descrie perfect un oraș numai după un ceas de plimbare în goana unui automobil că l-am cunoscut eu, vizitase de mai multe ori India, China, Malaya și Japonia și era unul din aceia care vorbeau de rău de Mahatma Gandhi, nu pentru ceea ce făcea el, ci pentru cele ce nu făcea. Hei, Alan!" mă striga el, câtuși de puțin uimit că mă întâlnise. Tot în India mă înviu ia yes, spune, te rog, tipului ăsta, care se preface că nu mă înțelege englezească, să mă ducă la IMCA, nu la hotel. Am venit să scriu o carte despre India, o carte de succes, politică și polițistă. Am să-ți spun. Într-adevăr, Lucien venit să scrie o carte asupra Indiei moderne și s-a aflat de vreo câteva luni aici, luni de interviuri, vizitând închisorile, fotografind mi-a arătat chiar în acea seară albumul lui și colecția de autografe. Ceea ce îl încurca oarecum era capitolul asupra femeilor. Nu văzuse încă adevăratele femei indiene. Știa foarte vag despre viața lor în Burdah, despre drepturile lor civile și mai ales despre căsătoriile între copii. M-a întrebat de mai multe ori. Alan, e adevărat că tipii ăștia se însoară cu fetițe de 8 ani? Ba da, am citit eu o carte a unui tip, unul care a fost pe aici, 30 de ani magistrat. Am petrecut o foarte agrabilă seară împreună pe terasa căminului, dar cu toate eforturile mele nu i-am putut spune mare lucru, căci nici eu nu știam îndeaproape viața interioară a indienilor și nu le văzusem până atunci decât la cinematograf și la recepții. M-am gândit însă că l-aș putea ruga pe Narendra Sen să-l invite odată la ceai și să-l lămurească. Poate m-am gândit că cu acest prilej voi putea și eu privi mai îndeaproape pe mai trei, pe care nu mai văzusem de atunci, deoarece excelentele mele raporturi cu Sen se reduceau la munca noastră în comun la birou și conversațiile în mașină. Mă invitase până acum de două ori să iau ceaiul cu el, dar. Cum îmi mult timpul liber, dedicându-l în regime fizice-matematice, îl refuzasem. Când i-am spus că Lucien scrie o carte despre India, pe care o va tipări la Paris, și când i-am mai spus anume ce capitol îi e greu să scrie, sen să m-a să-l chem îndată la ceai, chiar în după-amiaza aceea. Bucuria mea, urgând sări la cămin să-i împărtășesc vestea. Lucien nu fusese până atunci într-o casă de indieni bogați și se pregătea să compună un reportaj de săvârșit. Senă -sta al tău, din ce castă e?" se informă el. Brahman veritabil, dar câtuși de puțin ortodox. E membru fondator la Rotary Club, e membru la Calcuta Club, joacă tenis perfect, conduce automobilul, mănâncă pește și carne, invită europeni la el în casă și prezintă nevestesii are să te încânte, sunt sigur. Trebuie să mărturisesc că surpriza mea a fost tot atât de mare ca și a lui Lucien. Casa inginerului în Bova Nipore o cunoșteam căci fusesem acolo odată cu mașina să ridic niște planuri. Dar niciodată n-aș fi bănuit că în interiorul unei case bengaleze se pot găsi asemenea minunătăți, atâta lumină filtrată prin perdelele transparente ca șalurile Atât de dulce la pipăit covoare și sofale de lână de cașmir și măsuțe cu picior, asemenea unui talger de alamă bătută, pe care se aflau ceștile de ceai și prăjiturile bengaleze, aduse de Narendra Seni pentru lămurirea lui Lucien. Stam și priveam încăperea, parcă atunci aș fi picat în India. Viețuisem doi ani aici și niciodată nu fusesem curios să pătrund într-o familie bengaleză, să le cunosc viața lor interioară, să le admir cel puțin lucrăturile, dacă nu sufletul. Trăisem o viață în colonii, singur cu munca mea de șantier, sau în birouri și citind cărți sau văzând spectacole pe care le-aș fi putut foarte ușor afla și în continentele albe. După amiaza aceea am cunoscut cele din tâi îndoieli și mi-aduc aminte că m-am întors puțin bătut acasă. Lucien era entuziasmat și își verifica impresiile, întrebându-mă pe aici colo dacă a înțeles bine tot ceea ce îi spusese gazda și cu o sumă de gânduri pe care niciodată nu le-a dăpostisem până atunci. Totuși, n-am scris nimic în jurnalul meu și astăzi, când caut în acele caiete orice urmă care mi-o poate evoca pe mai trei, nu găsesc nimic. E ciudat cât de incapabil sunt să prevăd evenimentele esențiale, să ghicesc oamenii care schimbă mai târziu firul vieții mele. Mai trei mi s-a părut atunci mult mai frumoasă, în sari de culoarea ceaiului palid cu papuci albi, cu suțin în argint, cu șalul asemenea cireșelor galbene și buclele ei prea negre. Ochii ei prea mari, buzele ei prea roșii, creau parcă o viață mai puțin umană în acest trup înfășurat și totuși transparent, care trăia, s-ar fi spus, prin mira, nu prin biologie. O priveam cu oarecare curiozitate, căci nu izbuteam să înțeleg ce taină ascunde făptura aceasta în mișcările ei moi, de mătase în zâmbetul timid, preliminar, de panică și mai ales în glasul ei atât de schimbat în fiecare clipă, un glas care parcă ar fi descoperit anumite sunete. Vorbea o englezescă fadă și corectă, de manual, dar de câte ori începea să vorbească și eu și Lucien, nu ne puteam opri să nu privim, parcă ar fi chemat vorbele ei. Ceaiul a fost plin de surprize. Lucien lua note după ce gusta din fiecare prăjitură și întreba necontenit. Pentru că vorbea prost englezește și pentru că inginerul îl asigurase că înțelege franceza, se de două ori la Paris, la congrese și avea în biblioteca lui nenumărate romane franțuzești pe care de altfel nu le citea, el le întreba din când în când în argoul lui parizian și atunci inginerul îi răspundea râzând, ui, ui, se sa, privindu-ne apoi extraordinar de satisfăcut. Lucien s-a rugat să fie îngăduit să privească mai de aproape costumul mai trei, bijuteriile și ornamentele și inginerul a acceptat cu umor, aducându-și fata de mână, căci mai trei se rezemase de fereastră cu buza de jos tremurând și cu șarul căzându-i pe frunte. A fost o scenă neasemuită, acel examen al veșmintelor, acea cântare în mâinea bișterilor, urmată de exclamații și entuziasm, de întrebări și răspunsuri, transcrise stenografie de Lucien în carnetul lui de note, în timp ce mai trei, nu mai știa unde să se uite, și tremura toată, palidă, înspăimântată, până ce mi-a întâlnit ochii și eu am zâmbit, și atunci parcă ar fi găsit un ostrov pe care să se odinească și și-a fixat privirea în ai mei, liniștindu-se lin, fără spasme, firesc. Nu știu cât a durat privirea aceea, dar ea nu se asemăna cu nicio privire întâlnită și îmbrățișată până atunci. Și după ce a încetat examenul și mai treia a fugit, iar lângă fereastră, ne-am sfit amândoi să ne mai privim între atât fusese de clandestină și de caldă comuniunea noastră. Pentru că nu o mai puteam privi pe ea, am privit cu alți ochi pe inginer și m-am întrebat cum poate fi un om atât de urât și atât de inexpresiv, părintele mai trei. Acum puteam vedea și eu, mai îndaproape și în voie, fața inginerului, care se asemănă atât de mult cu o broască, ochii atât de bulbucați și gura atât de mare, într-un cap rotund și tuciuriu cu fruntea joasă și părul negru încrețit, iar trupul scund, umeri încovoiați, pântecul diform și picioarele scurte. Simpatia și dragostea pe care le răspundea acest patron al meu erau cu atât mai greu de înțeles. Cel puțin pentru mine, Narandra Sen era un bărbat seducător, deștept, și subtil, instruit, plin de umor, blând și drept. Cum stam și-l priveam așa, intră, aducând cu ea o atmosferă stranie de cultură și panică, soția inginerului, strimati Devi Indira, îmbrăcată într-o sari albastră, cu șal albastru muiat în aur și cu picioarele goale, tălpile și unghiile roșite. Doamna nu știa aproape deloc englezește și zâmbea într-una, Probabil că mâncase în acela amiază mult, Pan, căci avea buzele sângerii. Când am privit-o, am rămas uimit. N-aș fi crezut că e mama mai treiei, ci mai degrabă sora ei cea mare. Între atât era de tânără, de proaspătă și de timidă. Odată cu ea, venise și cealaltă fată: Ceabu de vreo 10-11 ani, care purta părul tuns și rochie de stambă, dar fără ciorap și fără pantofi, iar pulpele și brațele ei și fața ei oacheșă și frumoasă mă făceau să o compar în gând, amuzat, cu o țigă în ce a fost atunci mi este peste putință să povestesc aici. Aste trei femei, găsindu-se la oaltă în fața noastră, se strânseră una lângă alta cu aceeași panică în ochi și inginerul încerca însă dar, să le încurajeze, să le facă să vorbească. Doamna a voit să servească ceaiul, dar s-a răzgândit și a lăsat-o pe mai trei să facă asta. Din greșeală nu știu cui, ceainicul s-a vărsat pe tavă și pe pantalonii lui Lucien și atunci toți s-au repezit să-l ajute, iar inginerul și-a pierdut calmul și a început să-și certe familia Aspru în Bengali, iar Lucien se scuza în franțuzește fără să-i zbutească să se facă înțeles. Narendra Sen vorbi în cele din urmă. Scuze-moi, ici votre place. Fetele au alergat numai decât să schimbe fața de mătase a fotolului și inginerul continua să le certe în timp ce noi doi nu știam ce să facem cu mâinile și pe cine să privim. Chiar Lucien era puțin încurcat, deși la plecare, în mașină, a făcut haz nespus de acest incident. Numai doamna rămăsese cu același zâmbet pe buzele roșite și de aceeași timiditate caldă în ochi. Conversația n-a mai durat mult. Inginerul i-a arătat lui Lucien manuscrisele sanscrite din biblioteca unchiului său, fost prim pandit al guvernului, apoi o serie de tablouri și cusături vechi. Eu mă apropiasem de fereastră și priveam în curte, o curte ciudată, cu ziduri înalte, cu arbuș și glicine, iar dincolo, peste casă, se înălța buchetul de freamăt al unui cocotier. Priveam, fără să știu de unde vine farmecul acela, liniștea aceea nemai întâlnită în calcuta. Și, deodată, aud un râs nestăvilit, contagios, un râs de femeie și de copil în același timp, care trecea de-a dreptul în inimă și mă înfiora. Plec mai mult capul pe fereastră, și atunci zăresc în curte, trândit pe cele două trepte trupul aproape descoperit al mai trei cu părul în ochi, cu brațele pe sân și o văd mișcând din picioare, cu tremurându-se de râs, în cele din urmă repezindu-și papucii cu o aruncătură de glesnă tocmai în celălalt capăt al zidului. Nu mă săturam privind-o, iar acele câteva minute mi s-au părut nesfârșite nu știu ce spectacol sacru mi-a părea mie râsul ei și sălbăticia acelui trup aprins. Aveam sentimentul că să vârșesc un sacrilegiu privind-o, dar nu găseam puterea să mă despart de fereastră. Plecând, îi auzeam râsul prin toate sările prin care am trecut.